Salut, salut, sunt Dan. Iar în cele ce urmează aș vrea să vă povestesc cât de afacerii suntem noi românii. Bine, nu neapărat noi românii. Eu și grupul meu de prieteni, în general. În fiecare seară, în orașul Zimnicea din județul Teleorman, ieșim. Nu există nicio modalitate de a te distra. Nu există nicio posibilitate de a te relaxa. Bine, să te relaxezi ieșind, plimbându-te și poate stând pe o bancă în parc sau așezându-te la o terasă. Dacă asta înseamnă pentru tine să te relaxezi. Și în toate serile în care ieșim, ne plângem evident că nu avem bani. Și ce să facem ca să facem niște bani? Eu și cu prietenii mei suntem cam ca tusea și cu junghiul. Eu sunt în cărucior, ceilalți sunt între joburi, ca să zic așa. Nu se pune problema la noi de o afacere fizică. Unul dintre noi a mai avut familiile noastre afaceri fizice. Au mers mai mult sau mai puțin. Pentru unii dintre noi un an, doi, trei, pentru alții 7, 8, 10. Nu mai avem nimeni acum, niciunul dintre noi, niciun venit. Și stăteam și ne gândeam ce să facem, să facem. Faza cu criptomonedele e o chestie pe termen lung și o chestie mai mult de noroc și de inspirație. Și eram cu trei prieteni zilele trecute, și le-am zis, măi, oameni buni, asta, discuția asta am mai avut-o și cu alt grup de prieteni acum mulți ani. Măi, oameni buni, ne întâlnim în fiecare seară, câte 3, 4, 5. Mă, ne-am putea, în loc să mâncăm noi căcat așa gratis și să ne plângem, să ne victimizăm că nu avem, nu am putea numai bine să ne punem mintea la contribuție, să vedem ce putem să facem. Bineînțeles, să zicem afacere pe online, pentru că nu ne duce capul și mai mult decât atât nu avem finanțele pentru o afacere offline. O afacere online, am zis, avem toată lumea sub degetele noastre. Haide, mai mult să ne gândim să facem ceva din care să câștigăm, nu știu, 10 lei în plus. Nu sute de lei, nu mii de lei sau mii de euro. 10 lei în plus, în condițiile în care acum nu producem nimic, producem doar panică. Și bineînțeles că ei au zis, da mă, hai să vedem ce facem, ce punem la cale. Și bineînțeles că discuția asta se termină undeva în 2-3-4 minute, când ajungem la concluzia că la propriu nu suntem buni nimic, dar mai mult decât atât, că orice ai vrea să faci în țara asta, statul de la picioare, statul te împiedică și statul face tot posibilul să te închidă. Și ne-am zis, bun, nu ne adresăm României, ceva online, luăm, nu știu, căcaturi de pe AliExpress cu un dolar și le vine cu 3 dolari. Păi, dar aici deja intervin alte chestii. Dacă vrei să iei căcaturi de pe AliExpress la un dolar să le vinzi cu 3, deja trebuie să investești niște bani, să-ți blochezi bani în ceva. Unul dintre noi nu avem posibilitatea să punem niște bani la bătaie. Unii dintre noi poate dacă avem posibilitatea să punem niște bani la bătaie, poate că nu vrem să așteptăm atât de mult până se vând acele produse și până facem produsul de 10 lei. Noi, ca majoritatea românului în general, vrem să facem bani repede, să facem bani mulți, cu muncă dacă se poate deloc și cu bani dacă se poate cât mai puțin sau deloc, iarăși. Ceea ce nu se poate. Ne întâlnim fiecare seară, vorbim aceleași bălării, ne plângem la fel de mult cum că n-avem bani, că am vrea să facem și pe aia, și pe aia, și pe aia, și pe aia, dar n-avem cu ce. Când zic și pe aia și pe aia, mă refer să-ți iei și tu o toală, să-ți iei și tu, poate să schimbi telefonul, nu știu, să te duci, că suntem la 200 de kilometri de București o dată pe lună sau o dată la două luni să mergem și noi la un film și să mâncăm un KFC ca tot săracul. Și nu reușim să o facem, pentru că suntem niște cocalari, suntem niște
niște boschetari care ne întâlnim câte 3, 4, 5 în fiecare seară și vorbim aceleași prostii și nu suntem în stare să facem absolut nimic. Am avut aceeași discuție de foarte multe ori și cu, exact cum asta mai devreme, și cu alte grupuri de prieteni. La fel, la un moment dat eram 4 inși, unul dintre ei vine cu inițiativa să facem un site, unul dintre ceilalți este încă profesor de matematică, să facem un site, să le oferim profesorul de matematică să rezolve manualele de clasa 5-a până la clasa 8-a și să oferim probleme rezolvate pe site-ul nostru. O parte gratis, cealaltă parte pe bani. De nu s-a rugat unul dintre ei de profesorul de matematică, cred că vreo 3-4 ani. Profesorul de matematică de fiecare dată a zis nu. La un moment dat am mai rămas 3. Eu cu încă o prieten și cu cel căruia i-a venit ideea cu site-ul. Și la un moment dat eu și cu celălalt i-am zis ăstuia care i-a venit ideea cu site-ul: mă, uite, facem felul următor. Găsim un profesor de matematică, îl plătim și punem ideea în practică. Tu te ocupi de site, tu te ocupi de promovare și o rezolvăm. Bineînțeles că atunci când a venit cu soluția, inițiatorul ideii, ca să zic așa, a făcut un pas în spate. Da, mă, să vedem, îl facem, dar nu acum. Păi de ce nu acum, Gogule? Să rămână. Era undeva prin mai, iunie, cred. Și zice, nu acum, de fapt nu prin martie era. Că era destul de friguț afară. Zice, nu acum, îl facem după septembrie, când începe elevii școala, pentru că până atunci e posibil să modifice programa, să se mai elimine sau să mai adauge manuale. Și eu cu tipul celălalt i-am zis, nu e o problemă. Le rezolvăm acum pe astea care sunt și în cazul în care se mai adaugă, plătim suplimentar și le rezolvăm și pe alea. Nu, o facem atunci în septembrie-octombrie, că nu e ok acum, nu e ok. Deși în momentul în care cineva vine și zice, hai să facem ceva. Ce vrei să facem? Asta facem. Ok, o facem. După aia dă înapoi, găsind diferite motive, ca după aia să zică, băi, eu am vrut, dar uite, nu s-a putut face pentru că și pentru că și pentru că. Păi bă, nene, ce să faci, mă, atunci? Vrei să facem ceva, îți vin cu soluția, dai în bați în retragere că trebuie să facem peste 5-6 luni. Ne adunăm acum ca boschetari în fiecare seară, în loc să vorbim despre cum am putea să facem niște bani, noi vorbim despre aceleași căcaturi banale și neinteresante și plictisitoare și așa mai departe. Și din păcate, așa vom muri. Nu vom face absolut nimic și dacă mâine câștigăm fiecare câte 20.000 de lei la pariuri, la loto sau îi găsim pe stradă, și facem 80.000, 100.000 de lei toți 4-5, nu va veni nimeni cu jumătate, nu vom pune sau măcar 20% fiecare din banii ăștia să încercăm să facem afacere. Nu, niciodată. Vom cheltui toți banii și după aia vom face ceea ce știm noi să facem mai bine. Ne vom plânge și ne vom victimiza că noi suntem cei mai amărâți și că statul român nu ne ajută și că cam așa în statul român, că am zis că de multe ori, de cele mai multe ori am zis-o, dar dacă statul român nu te ajută sau nu ne ajută noi, de ce nu încercăm să ne ajutăm noi pe noi? Că dacă stai după statul român, ceea ce nu e ok, sau după orice stat, s-ar putea să mori în casă, să te mănânce viermii. Ajută-te tu pe tine, în primul rând. Nu mai aștepta ajutor din partea altora. Nu, noi vrem să ne ajute altcineva. Dacă se poate, fără să facem nimic, să facem bani cât mai mulți, dar bineînțeles să ne ajute în condițiile noastre. Nu așa cum vor ei, care ar putea să ne ajute. Și o să ne adunăm fiecare seară, e în 2018 și va veni și 2028 și 2038 și noi la fel de cocalari și de boschetari și de cretini vom fi și mereu ne vom victimiza și ne vom plânge că nu avem și că nimeni ne ajută. Dar bineînțeles, noi nu facem nimic să ne ajutăm pe noi înșine. Ceea ce din păcate e cel mai dureros și cel mai tragic.
spuneți și mie în comentarii despre întâmplările pe care le-ați avut cu prieteni, cu idei de afaceri. Da, pentru că sunt convins că au fost și în grupurile voastre discuții de genul ăsta. Dacă v-a plăcut, dați un like, poate și un subscribe și de ce nu, poate apăsați și clopoțelul de notificări. V-am pupat. Ciao.